Suntem fericiți că avem și primăvara asta și odată cu înflorirea pomilor și cu încălzirea vremii, mi-a revenit și mie vocea la normal, după vreo două luni și ceva, sau nu știu, o lună și ceva de chin, în care a trebuit să și predic la A7 cu laringită. Când îmi trecea un pic, predicam după aia iară, când veneam acasă o săptămână în refacere. Dar Dumnezeu mi-a dat vocea înapoi după timpul lui. Noi vrem ca să forțăm lucrurile, dar Dumnezeu zice, stai liniștit că toate se petrec după timpul meu. Mi-aduc aminte, se ruga cineva lui Dumnezeu ca să îi ofere câteva binecuvântări și a încercat ea să negocieze cu Dumnezeu. Doamne, nu e așa că pentru tine o zi sau o secundă sunt ca 1000 de ani? Zice Dumnezeu, da. Doamne, nu e așa că un cent pentru tine este exact la fel ca $1,000,000? Și Dumnezeu, da. Doamne, dă-mi un cent. Și Dumnezeu zice, așteaptă o secundă. Noi încercăm așa să forțăm lucrurile de multe ori și să facă Dumnezeu cum vrem noi, când vrem noi. Dar Dumnezeu zice, mai așteaptă un pic, o lună, două, poate un an, doi, cinci, până când se împlinește timpul meu. Pentru că față de timpul lui Dumnezeu, timpul nostru este un pic diferit. Când citeam într-o zi despre Benito Mussolini, am citit un articol și spunea că l-a provocat odată pe Dumnezeu într-o adunare publică și a zis, dacă Dumnezeu există, îi dau câteva minute să mă trăznească. S-a uitat la ceas, zice, timpul a expirat, Dumnezeu nu există, concluzie. A trecut anii, Mussolini a fost arestat, a fost spânzurat și după aceea scria un ziarist, minutele lui Dumnezeu s-au împlinit ieri. Așa că n-a murit trăznit cum a vrut, dar a murit spânzurat. Așa că nu știu care e diferența, dar timpul lui Dumnezeu este diferit de cel al nostru. În limba greacă există doi termeni pentru timp. Este cronosul, care este timpul istoric, cronologic, da? Cel care face ca timpul să se scurgă, și este kairos, este timpul existențial sau filosofic în care trăiește Dumnezeu, în care trăiește omul atunci când se rupe de realitatea asta cotidiană și își permite luxul să citească, să mediteze, să se roage, să trăiască în timpul lui Dumnezeu. Da? Noi am vrea să-L aducem pe Dumnezeu în cronos. Acum, Doamne, dar Dumnezeu zice, eu am toată veșnicia, nu mă grăbesc. În cartea lui Dumnezeu, la Genesa, capitolul 6, Dumnezeu vine la Noe într-o vreme când oamenii se stricaseră foarte mult și versetul 11, în continuare, descrie vremea în care trăia Noe și dimensiunea în care își trăia el viața. Și aș vrea să învățăm că viața aceasta poate fi trăită în mai multe feluri. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie, adică de violență. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de silnicie. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Și m-aș opri aici. Sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea. Și am zice noi, Doamne, slavă Ție, pentru că noi suntem credincioși, gata, cât de repede, Doamne? Ce nu, după timpul meu. După timpul meu. Este hotărât sfârșitul, dar după timpul meu. Și au mai trecut câți ani? 100 și ceva de ani, în care Noe a trebuit să trăiască împreună cu Dumnezeu, să umble cu Dumnezeu, să predice, să facă acea corabie, să-și păstreze credința în suflet și când deschidea ușa la casă, vedea, bă, crimă, omor, ăia să ceartă, furturi, peste tot, numai nebunii. Pentru că mintea omului era
în fiecare zi concentrată numai spre rău. Și a zis Dumnezeu, sfârșitul este hotărât înaintea mea, dar după timpul meu. Bineînțeles că a trecut timpul și Dumnezeu i-a zis, iată, am să fac să vină un potop de ape pe pământ ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viață. Tot ce este pe pământ va pieri. Dar cu tine fac un legământ să intri în corabie, tu și fiii tăi, nevastă ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. Iată legământul lui Dumnezeu pe care îl face cu Noe și pe care vrea să-l aibă cu fiecare dintre noi. În lumea aceasta în care trăim, în care se întâmplă tot felul de lucruri, la un moment dat noi nu mai suportăm și măsurăm cu cronosul nostru de 70, 80, nu mai ajungem nici acolo unii. Încheiem alergare la 40, 45, 50, da, 50 și ceva, cu ce se mai descoperă acum și cu hrana pe care o mâncăm, s-ar putea să nu mai prindem nici vârsta asta, nici pensie, ci că nici viermii nu ne mai mănâncă. Au făcut ăștia niște studii. Zice, suntem atâta de plastificați și atâta de plini de conservanți, încât nici viermii nu ne mai mănâncă. Suntem conservați de-a binelea, da? Timpul nostru am vrea să îl folosim ca Dumnezeu să acționeze după el. Dar Dumnezeu zice, eu am timpul meu în care acționez. Și a zis lui Noe, uite, fac legământ cu tine, umblă în neprihănire cu mine, în societatea asta, în lumea asta stricată și la vremea în care hotărăsc eu, va veni potopul. Când i-a spus Dumnezeu cu adevărat vremea în care va trimite potopul? Când i-a spus? Înainte cu câte zile? 7 zile. După ce a construit corabia, după ce au trecut 100 și de ani, Dumnezeu îi spune în capitolul 7 să ia animalele, da, să intre în corabie. Versetul 4, căci după 7 zile voi face să plouă pe pământ 40 de zile și 40 de nopți și voi șterge astfel de pe pământ toate făpturile pe care le-am făcut. În Sfânta Scriptură întâlnim acest joc al lui Dumnezeu în care încearcă să armonizeze kairosul său, timpul lui, cu cronosul nostru, timpul nostru istoric. Spune, e hotărât lucrul ăsta și ne-a spus în profeții, dar nu ne-a zis când. În cartea Apocalipsei a spus, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine. Dar nu ne-a zis când este acest curând. Asta nu înseamnă că trebuie să ne descurajăm. Asta nu înseamnă că trebuie să fim cuprinși de întristare sau să intrăm în depresie, că Dumnezeu nu împlinește lucrurile atunci când vrem noi. Ba dimpotrivă, ar trebui să înțelegem că Dumnezeu este în control și că mai devreme sau mai târziu hotărârea Lui se va face cunoscută, exact cum a hotărât în sine. Sunt multe situații în Sfânta Scriptură în care Dumnezeu acționează după timpul Său. Unul l-am menționat deja, vremea lui Noe. După 100 și ceva de ani de predicare, Noe primește avertizarea din partea lui Dumnezeu, intră în corabie, că acum vine sfârșitul. Știți ce este important? Că dacă Dumnezeu întârzie, mai ai o șansă. Dar dacă Dumnezeu împlinește o judecată în dreptul tău, nu mai ai nicio șansă. Și oamenii s-au jucat. Și au zis, lasă, au trecut 10, 20, 30, 50, 70, 80 de ani, 100 de ani. Da, vezi de treabă, povești. Însă când a venit judecata lui Dumnezeu, n-a mai fost chip de scăpare. Chiar spune Domnul Hristos în Evanghelia după Matei, la capitolul 24, câteva lucruri foarte interesante pe care aș vrea să le menționez, că foarte mulți spun, chestia asta cu potopul e o poveste, este un mit, mai ales oamenii ăștia care se pretind a fi mai serioși în lumea științifică, potopul nu poate fi dovedit științific. Aș vrea să spun că toți cei care vorbesc așa pot să spună în gura mare că Hristos a fost un mare mincinos. Repet,
Toți cei care neagă potopul pot să strige în gura mare, inclusiv teologi atei care există, că Hristos este un mare mincinos. Când spui că potopul nu există, poți să spui Hristos este un mare mincinos. Pentru că Hristos a vorbit despre evenimentul acesta, ca despre un eveniment istoric, nu ca despre o poveste. Nu e parabolă, nu e pildă. Face referire exactă la el și spune, așa cum a fost în vremea lui Noe, ai doma va fi în vremea sfârșitului. Când oamenii credeau că și a venit potopul peste ei la timpul lui Dumnezeu și a prăpădit pe toți. În jocul acesta al nostru, în care încercăm să pricepem cu mintea noastră limitată planurile lui Dumnezeu și în care încercăm cu viața noastră să măsurăm veșnicia lui Dumnezeu, s-ar putea să fim tentați ori spre necredință, ori spre scepticism, ori spre un fatalism din ăsta în care să ne dinamităm toată viața, să zicem, acum vine, acum se întâmplă, acum vine asta, acum vine cealaltă. Sunt cele două extreme. Dar noi trebuie să înțelegem că timpul lui Dumnezeu nu concordă cu timpul nostru. Și atunci când Dumnezeu a spus că El vine curând, s-a referit la timpul profetic, nu la un timp cronologic. Dar nu le-a spus asta ucenicilor. Știți de ce? Ca să nu cadă în descurajare. Pentru că dacă le-ar fi spus, dragii mei, o să treacă vreo 2023 de ani, cel puțin, până când eu voi veni, nu știu cum ar fi privit ucenicii timpul acesta lui Dumnezeu și promisiunea Lui. Dar Dumnezeu ne-a lăsat această făgăduință, această promisiune, ea se va împlini, dar atunci când dorește El. Au fost multe situații în istorie când Dumnezeu a lăsat timp mult să treacă până se împlinea făgăduința Lui. Știți care este cea mai lungă făgăduință care a avut timp mult până la împlinire? Care? Oh, stați că până atunci mai este una. 2000, a zis fratele Gigi. Hai să vedem, care este cea mai lungă profeție care a avut nevoie de mai mult de 2300 de ani? Prima făgăduință a Scripturii, da? Nu știm, încă, noi zicem că 4000 de ani, că de atunci s-a început cronometrarea, da, istorică, da, și măsurarea timpului, dar nu știm exact cât a mai fost înainte de făgăduința asta, da? Cel puțin 4000 de ani până să se împlinească. Cam mult, nu? Adam și Eva, atunci când a născut pe Cain, spune în capitolul 4, a încăpătat om, zice acolo Cornilescu, cu ajutorul Domnului, dar în ebraică este pe Domnul. Credea că atunci se naște Mesia, că l-a născut pe Mesia. Însă, cu timpul și-a dat seama că făgăduințele acestea ale lui Dumnezeu se împlinesc la timpul lor, după timpul lui Dumnezeu. S-a împlinit făgăduința? S-a împlinit. Bă, au trecut 4000 de ani, dar s-a împlinit. După aia, dacă vorbim de profeția de 2300 de ani, da, despre care vorbește Daniel și despre căderea imperiilor, bă, unele dintre ele până să cadă, de la Daniel și până la căderea medopersilor și apoi a babilonienilor, a medopersilor, a grecilor, au trecut sute de ani. Și imperiile astea au trăit într-un timp destul de îndelungat, nu ca guvernele astea, pentru că acolo puneau oameni competenți, oameni de încredere și interesul lor era să dureze domnia, nu să tune bani, da? Să extindă imperiu. Făceau investiții și făceau cuceriri și era cu tot o altă gândire. Ei, imperiile astea durau sute de ani. Și Dumnezeu a profetizat, vor cădea unul după altul. O să cadă Babilonul, o să cadă Medo-Persia, o să cadă și celelalte imperii. S-au împlinit sau nu? S-au împlinit, sigur că da. Dar la timpul lui Dumnezeu. Dacă ne gândim la șederea poporului Israel în Egipt, 430 de ani, face profeția asta Dumnezeu, îi spune lui Avram, zice, sămânța ta va fi robită într-o țară care nu este a ei. Și au trecut sute de ani.
până când s-a împlinit profeția aceasta și până când poporul lui Dumnezeu a ieșit de acolo, din robia egipteană. Daniel aștepta ca să iasă poporul din Babilon și întreba, Doamne, când se va împlini? Că el citise cartea lui Ieremia, zice, stai liniștit, uite, va mai fi un pic până iese, dar profețiile pe care ți le dau eu ție îs cu privire la vremuri mai îndepărtate, cu privire la vremurile sfârșitului. Și Daniel suprapunea timpurile și zicea, Doamne, are loc cu ieșirea noastră din Babilon? Zice, nu, stai, nu fă confuzie. Asta e una, asta e alta, asta e o părticică pe care o va trăi poporul și asta este cu privire la vremuri îndepărtate. Apoi, dacă e să vorbim de Evul Mediu, nu? Au fost 1000 și ceva de ani în care Dumnezeu a intervenit uneori, a mai făcut niște ajustări, dar a fost o perioadă de teroare și de persecuție groaznică în care Dumnezeu n-a intervenit foarte mult. Și te întreb, Doamne, dar până când? Chiar strigă în Apocalipsa oamenii ăia, martirii, nu? Până când mai îngădui toată persecuția și tot chinul ăsta? Și el a zis Dumnezeu să mai aibă răbdare încă o vreme, până se vor împlini numărul martorilor de slujbă. Cu privire la a doua venire a Domnului Hristos, vreau să vă mărturisesc că am trăit și încă mai trăiesc anumite frământări, încă de când eram copil. Îmi doream, mai ales când veneam de la evanghelizare, să vină Domnul Hristos chiar în seara aia. După aia, când mai făceam eu niște planuri, Doamne, ar fi bine, uite să mai fac și asta, să mai fac și asta și cealaltă. Și tot timpul am trăit în sufletul meu gimnastica asta, să vină, să nu vină Domnul, da? Și cred că și noi suntem tot așa, dacă ne mai gândim să mai facem câte ceva, suntem în putere, suntem sănătoși, Doamne, mai stai acolo un pic. Dacă mai suntem bolnavi, dacă se strică lucrurile în lume și nu mai merg bine, Doamne, vino. Vino că nu mai putem, nu mai rezistăm. Scapă-ne, nu? Însă toate aceste lucruri se întâmplă după planurile lui Dumnezeu. Sunt poate mulți dintre noi care își doresc ca Domnul să vină în timpul vieții lor. Foarte mulți, poate chiar dintre noi, nu ne dorim lucrul acesta. Că ne dorim, că nu ne dorim, el se va întâmpla atunci când vrea Dumnezeu. Pentru că este hotărât. Și profețiile apocaliptice nu sunt condiționate. Spre deosebire de profețiile condiționate din Biblie, în care Dumnezeu zice, dacă vei face, dacă vei asculta, se întâmplă asta, 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 sau cealaltă, dacă nu asculți. Profețiile apocaliptice sunt dictate de Dumnezeu. Ele se întâmplă că vrem noi, că nu vrem. Și aș vrea să înțelegem că noi nu putem să modificăm ceasul acesta al lui Dumnezeu. Ceasul apocaliptic. El funcționează după cum dictează Dumnezeu. Și vestea bună este că Dumnezeu îl are în control. El a spus dinainte ce se va întâmpla și se va împlini că vrem, că nu vrem. Unii vor împlini evenimentele în rău, vor trece de partea răului, am mai detaliat lucrul ăsta în predica de aseară, dacă nu mă înșel, iar alții îl vor împlini în bine. Că omul luptă împotriva lui Dumnezeu. Omul care luptă împotriva lui Dumnezeu este caragios, pentru că n-ai cum să lupți împotriva lui Dumnezeu. Au încercat monarhi, a încercat faraon. Zice, cine-i Dumnezeu ca să ascult de el? Zice, las că asculți tu. I-a trimis câteva urgii și după aia i-a rugat frumos. Hai, le-a mai dat și aur. Plecați, plecați de aici. Nu? A încercat împăratul Asiriei să se înfurie pe Dumnezeu. Cine-i Dumnezeu? Și să batjocorească poporul lui Dumnezeu. Și a zis Dumnezeu, îți voi pune un belciug în nări, folosește o imagine cu care cei care ați trăit la țară știți despre ce vorbesc, cât e taurul de tare când ai pus belciugul în nări și când l-ai luat cu un băț, așa vine ca un mielușel după tine. Și zice Dumnezeu despre împăratul ăsta la Siria, îți vor pune un belciug în nări pentru că tu te-ai răzvrătit împotriva mea și o să faci exact ce spun eu. Așa este și cu ăștia care se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Ei împlinesc planul lui.
exact când vrea Dumnezeu. Este o mare provocare să aștepți ca Dumnezeu să-și împlinească planul și în același timp să trăiești viața cu bucurie. Nu ca un frustrat, nici ca un ignorant. Să zici, a, chestiile astea sunt povești, sau să zici toată ziua, se întâmplă asta, se întâmplă asta, vai, trăiesc plin de teroare, plin de frică în fiecare zi. Nu. Este mare lucru să trăiești viața în prezent. Foarte mulți oameni trăiesc viața ori în trecut și îngroapă viitorul, ori într-un viitor fatidic și se refugiază în trecut. Nostalgici. Fai, ce bine era atunci, nu știu ce. Acum e groaznic, e vai și amar. Sau ceilalți cad în cealaltă extremă. Citeam odată despre un bunic și un nepot în vremea celui de-al doilea război mondial în Japonia. Bunicul și nepotul au plecat spre piață, spre Hiroshima, ca să vândă niște produse, să mai facă niște bani. Au strâns roadele și le-au pus într-un cărucior și știți că japonezii nu prea folosesc animale de tracțiune, se pun ei în locul animalelor de tracțiune și cară după ei cărucioarele acelea. Și bineînțeles, obosit fiind, băiatul a zis, bunicule, hai să mergem mai repede, ca să ajungem mai repede la piață. Vreau să-mi cumpăr și eu câte ceva. Mi-e foame, mi-e sete. Când ajungem? Zice, stai liniștit. Nepoate. Toate la timpul lor. Hai să mai facem o pauză. S-au apucat, au mai mâncat ceva, au mai stat de povești. Bunicule, dar hai să ajungem la piață, să face târziu. Băiete, zice, toate la timpul lor. Ai răbdare, că viața oricum trece. Oh, nerăbdător, iar au plecat și iar am mai făcut un popas și a zis, bunicule, hai să ne grăbim că trece târgul până ajungem noi. Băiete, viața trebuie să o iei așa cum este, toate la timpul lor. Și la un moment dat a auzit o bubuitură puternică, bum, și o flacără și tocmai dăduseră americanii cu bomba atomică. Și a zis, bunicule, ce bine că n-am ajuns acolo. Erau încă la depărtare. Ce bine că n-am ajuns acolo și că te-am ascultat. Noi vrem să grăbim uneori evenimentele, dar Dumnezeu zice, stai toate la timpul lor, nu trebuie să le grăbești, pentru că ele se vor împlini. Și eu am totul sub control. Este o veste bună, pentru că Domnul Hristos ne spune, eu sunt Alfa și Omega. Începutul, eu sunt Creatorul. Eu am făcut tot. Și sfârșitul. Și în momentul în care auzi de cuvântul sfârșit, vine sfârșitul! Ce ar trebui să sune minte? Vine Iisus. Este veste bună. Este speranță. Toate se vor împlini. Și Iisus este sfârșitul. Și atunci nu mai trăiesc viața asta ca un disperat, nici ca un irresponsabil, ci zic, Doamne, toate sunt mâna Ta. Tu ești începutul, ești Creatorul, dar Tu ești și sfârșitul. Și atunci lucrurile astea n-au decât să ne bucure. În 2 Petru, capitolul 3, spunea ucenicul lui Dumnezeu niște lucruri foarte interesante. Începând la versetul 7, iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt. Deci cuvântul Dumnezeu le-a creat, dar zice că același cuvânt al lui Dumnezeu păstrează pământul și cerurile pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. E timpul Lui. E măsurătoarea Lui. Și așa că, dacă e să măsurăm în zile, așa cum zice aici, cam cât a trecut din veșnicia lui Dumnezeu? Vreau câteva zile acolo. Da. Vreau câteva zile. Și zice, a trecut 1000 de ani. Zice, la mine a trecut o zi. A mai trecut 1000 de ani. La mine a mai trecut o zi. Este timpul lui Dumnezeu. Este și o ironie a Lui. Dar zice aici,
Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, vorbește din perspectiva timpului lui Dumnezeu, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci ca toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț, în ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Concluzionează. Chiar dacă ți se pare că întârzie, totuși ziua aceea va veni. Dar nu trebuie să te îngrozească, pentru că asta este răbdarea lui Dumnezeu ca toți să vină la pocăință. Nu o să vină toți. Acel toți nu înseamnă toți. Da? De ce? Pentru că nu toți oamenii aleg mântuirea. Unii zic, nu ne trebuie. Nu ne trebuie. Dar zice, Dumnezeu oferă șansa tuturor să fie mântuiți. Toți pot să fie mântuiți, toți au timp să facă lucrul acesta, dar nu toți aleg. Dar toate aceste promisiuni ale mele se vor împlini. Și atunci, dacă Dumnezeu întârzie, zic, slavă ție, Doamne, că mai dai timp să mă pregătesc, dacă nu vine, da? Și dacă vine, Doamne, păi asta așteptam, nu? Și într-un fel și în alt fel, omul care îl iubește pe Dumnezeu și trăiește viața asta frumos este fericit. N-are nicio problemă, că a mai trecut 50, 60, 70, 100 de ani. Asta e. E timpul lui. Dar, așa cum au trecut 4.000 de ani de la făgăduința că Mesia va veni și s-a împlinit, tot așa, același cuvânt al lui Dumnezeu se va împlini atunci când vrea Dumnezeu. Dacă eu sunt cu El, sunt fericit. Dacă Domnul întârzie, îi mulțumesc că mi-a mai dat timp și că mă iubește. Dacă Domnul vine, sunt fericit pentru că vine să mă ia acasă. Toate se întâmplă la timpul lui Dumnezeu. Este un lucru mare să ai credință. Este un lucru mare să te încrezi în ceea ce a promis Dumnezeu. Și cred că toți aceia care se încred în cuvântul lui Dumnezeu nu sunt nici frustrați, nici neîmpliniți, nici nefericiți, nici nu-i împușcă pe ceilalți, nici nu-i critică pe ceilalți, pentru că n-au frustrări de genul ăsta. Dar zice Domnul că sunt și unii de genul ăsta care își bat tovarășii de slujbă și pe unii chiar îi omoară. Zice, când va veni stăpânul, ce zice? Îl va tăia în bucăți și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Toate se vor întâmpla și se vor împlini, dar atunci când vrea Dumnezeu. Așa că totul este în control și ar trebui să fim fericiți, pentru că Dumnezeu va împlini ceea ce trebuie împlinit. Amin.